Aș vrea să vă citesc un scurt fragment greu, dar dumneavoastră sunteți un public elevat, din acest roman atât de misterios al lui Nicole Kraus. De mult, înainte de a mă căsători, am citit o carte despre greaca veche. A existat o perioadă în care eram extrem de interesată de Grecia și m-am dus în Peloponez cu un prieten cu care am trăit o vreme pe limba lungă de pământ Mani, care se întinde impertinent în mare. Amândoi încercam să scriem, dar în cea mai mare parte a timpului nu făceam decât să ne tragem și să ne certăm sălbatic într-o cabană minusculă infestată de șobolani. Cartea era plină de lucruri fascinante și mi-amintesc că intra destul de adânc în cuvintele folosite de vechii greci pentru timp, care era un număr de două, Cronos, care se referea la timpul cronologic, și Kairos, folosit pentru a semnifica o perioadă de timp nedefinită în care se întâmplă ceva extrem de important, un timp care nu e cantitativ, ci mai degrabă are o natură permanentă și conține ceea ce s-ar putea numi momentul suprem. Iar în timp ce zăceam în patul lui Kafka, părea că ceea ce se aduna în jurul meu era acel gen de timp și că atunci când aveam să mă fac bine, urma să trec prin el pentru a identifica momentul suprem în jurul căruia se adunase în secret viața mea de până acum. Să găsesc acum carul cu fân, mi se părea a fi cea mai stringentă importanță, căci probabil momentul acela venise și trecuse fără ca eu să înțeleg câtuși de puțin ce mi-oferise. Eram convinsă că trebuie să fi venit în timpul copilăriei mele ca o molie care se îndreaptă spre lumină, numai pentru a se izbi de un ecran plat, un ecran proaspăt, pus acolo de vreun germene de responsabilitate în legătură cu ce se aștepta de la mine acum. Că aveam 8 sau 9 ani, în vreme ce înainte trăisem cu toate ferestrele și ușile larg deschise înspre noapte. Îmi aminteam că din cartea aceea pe care o citam din fața cabanei, în timp ce în bucătărie șobolanii alergau de colo-colo pe scripeții cu greutăți care susțineau rafturile, iar în umbra grădinii din spate, prietenul meu producea pagini după pagini, ca un mod inocent de a-și petrece timpul cât aștepta să găsesc un nou motiv de a-mi deslănțui furia asupra lui, din cartea aceea am mai aflat că în arta antică a retoricii, cuvântul Kairos se referea la clipa trecătoare în care se produce o deschidere prin care trebuie să pătrunzi cu forță, cu toată forța pe care o poți aduna, dacă vrei să covârșești orice rezistență rămasă. Și acum, numai acum, înțelegeam că, în ignoranța mea, nu reușisem să captez sau măcar să recunosc această clipă, Kairos, care, dacă aș fi avut forța necesară, mi-ar fi permis poate să pătrund în acea altă lume pe care o simțisem tot timpul existând undeva dedesubt. În atenția mea, îmi ratasem șansa și de atunci fusesem nevoită să încerc să-mi croiesc drum spre ea cu ghearele. Este o mare stilistă, iar Luana Schidu merită toate felicitările. De altfel, ea ne-a dat și superba carte a lui Güzel Yakhina, care se numește Zuleiha deschide ochii. Două cărți extraordinare, traduse impecabil în același an, anul acesta. Nicole Kraus cu Pădurea întunecată, o carte extraordinară, o carte tulburătoare, o carte prin care veți coborâ din bolgie în bolgie înspre interiorul dumneavoastră. Și alături de ea, cartea după care Radu Mihăileanu a făcut
anul trecut filmul Istoria Iubirii, care se numește chiar Istoria Iubirii, un bestseller internațional, ajuns să fie tradus aproape ca Paulo Coelho în peste 80 de țări. Nicole Kraus, o mare scriitoare a lumii.